Patinoarul artificial din piața Corneliu Coposu va rămâne deschis toată luna ianuarie, iar dacă va exista interes și în luna februarie. Având în vedere numărul mare de medieșeni care au fost prezenți la patinoar, la propunerea primarului Gheorghe Roman, Consiliul Local Mediaș a aprobat în cadrul unei ședințe extraordinare un proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de funcționare al acestuia. Inițial, patinoarul ar fi trebuit să se închidă pe 7 ianuarie, însă succesul de care s-a bucurat în special în rândul copiilor și tinerilor a dus la prelungirea duratei de funcționare. Patinoarul amenajat pe o suprafață de 600 de metri pătrați în piața Corneliu Coposu poate fi utilizat în ture de o oră și jumătate, cu pauze de jumătate de oră necesare pentru întreținere. Acesta este deschis zilnic, iar taxa de intrare este de 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii pentru o tură de o oră și jumătate. În baza protocolelor de colaborare semnate cu toate unitățile de învățământ de pe raza municipiului Mediaș, pentru anul școlar 2023-2024, elevii care vin în grupuri organizate până la ora 13, însoțiți de unul sau mai multe cadre didactice, nu plătesc taxa de închiriere a patinelor și beneficiază de acces gratuit pe patinoare.